Bună ziua, dragii mei! Vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracles cu By Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de sâmbătă, 24 octombrie 2020. Și după cum vedeți pe masa mea de lucru, astăzi vom folosi setul de cărți de oracol Înțelepciunea și Romantismul din ceașca de ceai, din care vom extrage 3 cărți și veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și în cazul în care rezonați cu unele dintre ele, cum vă veți putea aranja anumite situații prin care treceți sau cum vă veți putea clarifica sau primiți anumite ghidări în funcție de alegerile pe care le aveți de făcut. Veți ști mai bine ce să decideți. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din mesajele primite, această citire nu este pentru voi. Haideți să vedem și piatra noastră pentru ziua de sâmbătă, ce ne spune piatra. Dragoste și iubire. Deci, pentru cei mai mulți dintre voi, aceste mesaje vor fi din zona dragostei. Și setul este destinat dragostei, iubirii, relației de cuplu, în mare parte. Și cartea cu numărul 1, reflecție. Cea de-a doua, nostalgie. Iar cea de-a treia, momente de fericire, momente de încântare. Dar haideți să le luăm pe rând. Deci, reflecție și încântare vine cu mesajul veste fericită, îmbunătățiri în relație pentru cei care aveți anumite probleme sau anumite, să zicem, hopuri. Armonie. Deci va veni un timp foarte armonios în relația voastră dacă nu aveți deja această armonie și înțelegere și bunăstare. Deci această carte când apare vă anunță că vine această perioadă de armonie și de îmbunătățiri. De asemenea, o veste fericită pentru unii dintre voi. Bunăstarea se va instala în casa și în viața ta, în familia ta, în relația ta și orice probleme se pot rezolva când această carte vine. De asemenea, această carte ne aduce o veste, cum spunea la început, sau un eveniment la care luați parte, un eveniment strălucitor, vedeți cum sunt aceste două cupe de șampanie. De jur împrejurul cărții sunt steluțe și multă strălucire, ceea ce semnalizează sau ne indică faptul că va avea un loc un eveniment sau o petrecere. Veți fi foarte bucuroși, foarte încântați, poate se referă la o nuntă, la un botez, mai ales că veste fericită, deci vestirea sau anunțarea unui copilaș sau a unei logodne, poate să fie o veste fericită, un motiv de bucurie, un motiv de încântare, da? Pentru toți din familia voastră și prieteni. Deci, precum aceste două cupe de șampanie din imaginea noastră, la fel și voi veți ciocni, veți avea motiv foarte serios și foarte încântător să ciocniți, să sărbătoriți, să vă simțiți bine în familie și să fie o armonie generală în la acea petrecere sau sărbătoare sau eveniment. Apoi, nostalgie vine cu mesajul trecut, regrete, îți vor apărea în minte sau în suflet anumite momente, anumite pasaje, anumite situații sau chiar locuri și persoane cu care ați fost în anumite locuri din trecutul vostru,
Deci cu această nostalgie, sigur, vă veți întoarce înapoi în timp și vă veți reaminti anumite lucruri și anumite perioade pe care le-ați trăit, anumite sentimente revin în sufletul vostru și în minte. Vă gândiți la ziua de ieri și la sentimentele trecutului sau din trecut pe care le-ați trăit. Această carte îți spune că pentru cei mai mulți dintre voi este vorba despre a te uita și a visa la trecut. S-ar putea să te simți vinovat sau vinovată de ceva din trecutul tău. S-ar putea chiar să te învinovățești și chiar să te simți rău sau prost din cauza că nu ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a face altfel ca să nu se ajungă aici. Este un lucru bun să reflectezi de unde vii, lecția pe care ai învățat-o din relația trecută, unde ai ajuns și unde vrei să ajungi, unde vrei să mergi de acum înainte și unde vrei să ajungi. Dar recomandarea este să nu rămâi prea mult timp în trecut, pentru că este un pic păcălitor să rămâi în trecut, pentru că tu nu mai trăiești în trecut, trăiești în prezent și mergi spre viitor. Și este, cum am spus, într-un fel păcălitor să crezi că atunci a fost mai bine decât acum. Sunt doar niște readuceri aminte a unor evenimente sau persoane, a anumitor locuri și lucruri pe care le-ați trăit cu anumite persoane, dar asta nu înseamnă că a fost mai bine. Ce a fost atunci a fost atunci, ce este acum este acum. Nostalgia te poate trage înapoi și la fel ca și pe inimă când îți reamintești anumite lucruri sau situații și îți revin anumite sentimente în inimă, de asemenea și emoțiile revin. Dar trebuie să fii realist sau realistă, să te trezești, să vii în momentele de astăzi, da? Să nu mai visezi la trecut și să te gândești ce să faci, cum să-ți fie mai bine, dar să înaintezi, să mergi înainte, pentru că viața nu stă în loc. Deci, cum am spus mai devreme, reține lecția pe care ai învățat-o și ia-o cu tine sau ia cu tine doar ceea ce îți folosește pentru viitor, restul lasă-le în trecut, acolo le este locul. Iar cea de-a treia carte este Reflecție, care este aproximativ aceeași cu cea de-a doua, în sensul că în acest timp de reflecție poți să pui o pauză, să te gândești de unde vii, unde ai ajuns și unde vrei să mergi cu viața ta. Vedeți, această fată din imagine se uită în oglindă și își vede propria reflecție, se gândește la ea, la persoana ei, la sentimentele ei și este într-un moment în viață în care trebuie să decidă pentru ce este pregătită, pentru următorul pas sau pentru următoarea relație, pentru următorul capitol din viața ei. Poți să-ți pui și tu întrebarea ca și ea, este inima ta într-adevăr pregătită pentru următorul pas? Florile și fluturașul de pe din imaginea noastră, deci flor și fluturașul este aici, reprezintă noi schimbări și o frumusețe interioară care va ieși foarte curând la suprafață. Oamenii din jurul tău vor observa această frumusețe, toți te vor admira și cu această energie de frumusețe și de puritate, aș putea spune, vei atrage o energie frumoasă, o relație nouă de iubire, dacă
ai terminat una sau în momentul acesta nu ești într-o relație, pentru că această carte ne spune și ne indică începuturi noi și reprezintă, datorită acestui fluturaș, reprezintă începuturi noi în viața ta, un nou capitol. Nu-ți ignora sentimentele, simțurile și, de asemenea, și intuiția. Crede cu tărie în intuiția ta, pentru că intuiția ta nu dă greș în această perioadă. Fă ce-ți dictează intuiția. Dacă ești singură, da, nu ești într-o relație, reflectează la ce tip de iubire ești pregătită să primești. Și dacă într-adevăr te-ai vindecat de rănile trecutului, această carte, deci această întrebare este referitor și la nostalgie. Pentru că aici, în nostalgie, te cam învinovățești și s-ar putea pentru unii dintre voi să luați toată acest eșec, să-l luați asupra voastră. Nu trebuie să vă învinovățiți, ce a fost a fost, trebuie să priviți înainte și să faceți ceea ce trebuie de făcut în momentul în care sunteți astăzi și să faceți să fie bine pentru prezent și pentru viitor. Lăsați trecutul în spate, acolo unde este locul. Deci, dragii mei, acestea au fost recomandările pentru ziua de sâmbătă, 24 octombrie. Dacă nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, puteți să vă realizați tot ce vă doriți. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!